Clădirea veche a colegiului Ion Maiorescu trebuie protejată pe timpul iernii pentru a nu se mai degrada și mai mult. Geamurile sparte vor fi acoperite cu folie de protecție, iar podul va fi conservat împotriva viscolului și a ploii. Toate acestea se întâmplă datorită grupului de firme Nova Force, care a asigurat atât materialele necesare, cât și mâna de lucru. Deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, în calitate de fost elev al colegiului, a venit astăzi alături de echipa sa pentru a demonstra încă o dată că nu a uitat de anii de liceu și să demonstreze faptul că întotdeauna se ține de cuvânt în ceea ce promite. Trebuie să încercăm acum în pragul iernii să-l conservăm. Trebuie să ne pese de orașul nostru, să promovăm lucrul bine făcut și să generalizăm experiența anilor trecuți. Anii trecuți, noi, oamenii de bine din Giurgiu, am venit la acest liceu și l-am sprijinit prin a-l conserva cum prin a-l conserva împotriva intemperiilor care urmează să apară acum perioada de iarnă, și anume să punem folie în geamuri, să închidem geamurile care sunt fără sticlă, ferestrele care sunt nefuncționale, și să mergem în podul liceului să închidem și părțile care sunt descoperite ca urmare a necesității de reparație. Conservarea clădirii vechi a colegiului Ion Maiorescu a intrat în atenția conducerii liceului și a deputatului de Giurgiu în urmă cu o lună. O mână de ajutor în îndeplinirea acțiunii de astăzi va fi întinsă și de elevii liceului, care vor igieniza zona. Domnul deputat Nicolae Florian, ca întotdeauna, este alături de noi. Ceea ce se întâmplă astăzi, faptul că încercăm o conservare a colegiului, de fapt a clădinii colegiului, este în urma unor discuții mai vechi pe care le-am avut cu domnul deputat acum vreo lună de zile. Dumnealui a fost alături de școală toată această perioadă în care, de când au început lucrările, și ca o continuare a acțiunii de astăzi, ziua de mâine se va axa pe igienizarea zonei. Problemele legate de deteriorarea vechii clădiri au fost aduse în atenția Ministrului Educației și Finanțelor Publice. Deși lucrarea de reabilitare a corpurilor C1, C2 și C3 a fost cedată primăriei la începutul anului, în prezent atât autoritățile, conducerea liceului, cât și oamenii de bine se luptă pentru a putea obține fonduri pentru reabilitare. Clădirea deja renovată este în funcțiune din 2011, este denumită C2. În spate avem C1 și C3 care sunt în renovare. Lucrarea a fost cedată primăriei la începutul acestui an. Dumnealor au făcut demersurile necesare pentru o licitație și iată, se continuă sprijinul cu cel al domnului deputat și al unor foști absolvenți care doresc să se implice. Pentru o rezolvare cât mai rapidă a problemelor, conducerea colegiului dorește realizarea unei emisiuni săptămânale numită SOS Maiorescu. În cadrul acesteia se vor aduce în discuție problemele cu care se confruntă colegiul în ceea ce privește lucrările de reabilitare.